Producerea laptelui din țara noastră a scăzut. Potrivit Ministerului Agriculturii, în ultimii ani, cantitatea produsă s-a diminuat cu circa 60%. Asociația producătorilor și procesatorilor de lapte susține că în Republica Moldova este cea mai mică productivitate pe cap de animal. Secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Iurie Scripnic, a declarat într-un interviu pentru postul nostru de televiziune că anual Republica Moldova are nevoie de 560.000 de tone de lapte, însă noi producem în jur de 260.000 de tone. Sunt produse în condițiile de ferme zootehnice autorizate, ferme non-profesionale, în total 260.000 de tone, deci undeva, deci celălalt undeva 40-45% nu ne asigurăm, celălalt o importăm cantitate. Fermele produc din această cantitate 40-44.000 de tone de lapte. Asta în procent cât ar fi? A cincea parte, adică noi o producem în fermele autorizate. De unde importă Republica Moldova cel mai mult lapte? Ucraina, acum recent, dat fiind faptul că avem războiul la graniță în Ucraina, din România, Polonia. Noi în 1990 am avut 1.427.000 de efectiv de bovine, dintre care 420.000 de bovine de lapte. Și acum am ajuns la 60.000, 55.000 de bovine. Iurie Scripnic susține că în aceste condiții Ministerul Agriculturii își propune să dezvolte ramura prin diverse programe de subvenționare. Măsurile de subvenționare au fost majorate de la 50% în 25%, acum deci în jur de 75% se subvenționează cei care doresc să investească în sectorul zootehnic pentru creșterea bovinilor pentru lapte. Acei agenți economici care vor dori să investească, de exemplu, 1.000.000 într-o fermă, în procurarea animalelor, în echipament, în săl de mulți, în sisteme de biosecuritate, în tot ce ține de sectorul zootehnic, în special pentru fermele de creștere a bovinilor pentru lapte, se vor acorda 50 grant, adică dintr-o milion investit 500.000 grant. Reprezentanții Asociației Producătorilor și Procesatorilor de Lapte declară că importurile de produse lactate în Moldova au înregistrat o tendință de creștere constantă. În mediu, importurile au crescut cu 22% anual în ultimii 5 ani, ajungând la circa 56 de milioane de dolari. De ce noi să nu dezvoltăm aici ferme și producerea laptelui și să procesăm și să comercializăm consumatorului nostru fără ca să scoatem banii din țară și să avem o balanță cât de cât mai pozitivă decât negativă, fiindcă astăzi avem o balanță negativă. Noi mai mult importăm produse lactate decât exportăm, noi nu exportăm deloc. Dar putem să dezvoltăm și sectorul produselor lactate, fermelor și lapte și produse lactate aici acasă. Fără ca să mai investim în export, fiindcă exportul tot nu se face pur și simplu așa. În export asta sunt tot investiții. Carolina Lintă susține că în țara noastră nu este cea mai mare problemă în numărul mic de vaci, dar în productivitatea animalului. La noi este cea mai mică productivitate pe animal. Eu mă refer la cantitatea de lapte care este astăzi este colectată de la un animal. Deci dumneavoastră închipuiți-vă că de astăzi o vacă în Uniunea Europeană sau în alte țări dezvoltate de până la 8-9 sau 7-8-9 tone pe un cap de animal pe an, pe când la noi, de exemplu, media e în jur de 3.700. Doar pe regiunea Utah-Găgăuzia în jur de 5.500, datorită faptului că acolo animalele sunt concentrate în exploatații profesionale. Acolo mai multe ferme avem. Potrivit unui studiu elaborat de Asociația Producătorilor și Procesatorilor de Lapte, doar în perioada 2017-2019 s-a înregistrat o scădere bruscă a producției laptelui de la 485.000 de tone în 2017 la 367.000 de tone în 2019. Obiectivul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este ca până în 2025 să se ajungă la 20.000 de vaci de înaltă productivitate, care se producă în medie câte 8-9.000 de litri de lapte anual.